Să vedem ce va avea prioritate în această partidă, dacă apărările vor fi cele care vor triumfa, cele mai bune apărări din campionat, CFR Cluj, 5 goluri încasate, Craiova doar 3 goluri primite, sau ofensiva celor două formații, Cavaleria Ușoară a Craiovei cu Gustavo, Băluță și Mitriță, sau jocul de forță, de maturitate al celor de la CFR Cluj. Are posibilitatea unei centrări din nou pe colțul lung. Vera salvează Calancea, senzațional! Prima ocazie a meciului în minutul 5. Urco Vera reușește să trimită din unghi spre poartă. Poziție regulamentară a atacantului spaniol și Calancea, chiar dacă mâinile i-au tremurat la această fază portarului Craiovei, a făcut suficient pentru a devia mintea, că a ezitat și a ratat momentul favorabil unei pase. Nistor poate șuta periculos. Nistor are și un stâng bun. Trage Nistor! Fantastic! Ce traiectorie a luat această minge. Calancea încremenit, stană de piatră la acest șut cu stângul al lui Dan Nistor. De aici vom avea o imagine perfectă despre cum s-a dus această minge. Iată-l pe Calancea, care centrarea lui dea cu capul. Mureșan lovește balonul de lângă Vladimir Screciu, dar trimite pe lângă poartă. S-a și lovit și a spart arcada. A fost lovit cu cotul Screciu la această fază. Calancea încearcă să-i arate lui Adrian Comănescu faptul că Mureșan și-a folosit coatele prea mult. Iar Davis Mangea profită de această pauză pentru a mai da unele indicații. Să vedem ce s-a întâmplat aici. Nu cred că a făcut mai mult cu cotul la această fază Mureșan. Da. A atacat târziu această minge Screci. Respinge Chelici. Atletic Hoban. Deac, Deac în duel acolo. Deac, nu e penalti aici. Atenție, atenție aici. Din ce am văzut eu, să vedem cartonașul, dacă este roșu sau galben. Galben pentru Thiago. Din ce am văzut eu, Deac și-a pierdut echilibrul și s-a sprijinit de fundașul Craiovei, iar apoi s-a lăsat să cadă. De aceea protestează Thiago. Aș vrea să, cu siguranță vom vedea reluarea. Mie așa mi s-a părut la prima vedere. Iată, Deac obține prin planul privit la brațul, la brațul lui Deac, care se lasă pe Thiago și cade. Din punctul meu de vedere este un penalti scos aici. Iată-l pe Deac, care îl se lasă să cadă pe Thiago. Este un duel. Se va mai acorda un cartonaș galben roșu până la urmă pentru pentru Thiago, roșu direct. Dar la intervenția lui Vasile Marinescu s-a dat acest roșu. Arbitrul asistent i-a spus ceva lui Adrian Comănescu. Foarte nervoși jucătorii Craiovei. De ce s-a dat roșu cu atâta întârziere? Probabil Marinescu nu știu dacă Thiago i-a spus ceva arbitrului asistent. Comănescu îi dăduse galben. Marinescu poate că nu știa acest lucru și i-a cerut lui Comănescu să-i mai acorde un cartonaș. Să vedem dacă iată, Marinescu îi spune ceva lui Comănescu, probabil i-a spus cartonașul, i-a dat cartonaș sau ceva de genul acesta. Iar Comănescu scoate cartonașul roșu direct. Dar nu-mi dau seama pentru ce, pentru că l-avertizase deja cu galben. Suntem gata să reluăm partida. Culio bate, Culio gol! 1-0 pentru CFR Cluj. Minutul 40. CFR deschide scorul după minute bune de incertitudine. Același Culio transformă cu sânge rece, așa cum s-a întâmplat și în meciul cu Dinamo. Tot dintr-un penalti au deschis scorul atunci cei de la CFR Cluj. Acum tot o lovitură de la 11 metri. Iată faza. Încearcă să-l țină acolo Thiago pe Deac, care se prăbușește.
transformat excelent Julio această lovitură de la 11 metri. Unul dintre cei doi, până la urmă Mitriță, trage Mitriță! Pară! Senzațională execuție! Mitriță aproape de egalare cu un șut senzațional. Aruncă de la margine Bancu pentru Renato Chelici. Zlatinski acum până la Screciu. Vor rămâne cu doi fundi. Julio Deac, Deac o pasă pentru Nistor. Este foarte nervos Băluță. Deac ajutat de Manea, trage Manea, respinge Calancea, pe care l-a înlocuit în echipa de start. Iată șutul lui Manea de mai devreme. Mureșan pleacă Deac pe un culoar, vine pasa lui Julio din prima pentru Balde. Balde salvează Calancea. Ocazie mare de a face 2-0, ratată de Ibrahima Balde, un triunghi de pase care a făcut șahmat apărarea Craiovei. Însă Calancea are o nouă intervenție foarte mai departe pentru Apostol Popov. Centrare spre Mihai Roman, minge deviat, apare Burlacu în careu. Burlacu, atenție! Și e lovitură de la 11 metri pentru Craiova. Lovitură de la 11 metri. Adrian Comănescu, după un moment de ezitare în care a părut că se gândește, a fluierat și după 3-4 secunde a indicat punctul de la 11 metri. Să vedem ce a fost la această fază. Burlacu, o preluare cu pieptul și este simulare, simulare clară. Burlacu caută aici contactul, nici vorbă de lovitură de la 11 metri. Burlacu intră în adversar, dar obține ceea ce și-a propus. Gustavo, trage Gustavo, gol! Gol Craiova, 2-1, minutul 81 și oltenii pot spera că pot pleca măcar cu un punct de aici, din Gruia. Iată-l pe Dan Petrescu, departe de teren. Ar fi trebuit repetată această lovitură de la 11 metri. O lansare spre Burlacu. Burlacu trece acolo. Reușește Burlacu să-și păcălească adversarul direct. O pasă la adâncime pentru Bancu. Salvează Arnauskis Gustavo. Și mingea lovește pe Julio. Cer penalti olteni, însă jocul continuă, nu a apărut însă Hens. Zlatinski pentru Fausto Rossi din prima, senzațional, Chelici! Chelici nu ajunge la această minge! Ce final de partidă! Celor de la CFR le-a trecut glonțul pe la ureche. Renato Chelici, uriașul de peste 1,90 m, nu ajunge la această centrare senzațională a lui Fausto Rossi din prima, iar Adrian Comănescu pune capăt acestui meci. Craiova suferă prima